Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași informează că pe drumul Național 17, în zona Pasului Mestecăniș, un autotren încărcat cu materiale nu s-a răsturnat. Incidentul a cauzat restricții de circulație, traficul desfășurându-se pe un singur sens sub coordonarea Poliției Rutiere. Autoritățile fac apel la conducătorii auto să circule cu prudență în zona respectivă și să respecte indicațiile echipajelor de poliție pentru a evita eventuale incidente suplimentare.